Bine v-am regăsit la horoscopul zilei de joi. Nu uitați de horoscopul săptămânii, nu uitați de horoscoapele lunii septembrie, nu uitați de oracolscop. Toate le găsiți atașate sau pe prima pagină din site-ul acvaria.com sau pe pagina de pornire a acestui canal de YouTube. Oriunde vă învârtiți, găsiți horoscopul în toate felurile. Iar astăzi vorbim de un horoscop zilnic. Pentru că nu are loc niciun eveniment special la grad exact sau nicio schimbare de zodie, am să trec peste aspectele acestei zile, despre care oricum am vorbit pendelete în toate horoscoapele lunii septembrie, pentru fiecare zodie în parte și în horoscopul săptămânii. Așa că de ce să le mai iau încă o dată? Vor mai fi niște aspecte zilele viitoare și pe 17 și pe 18 și săptămâna viitoare din nou evenimente importante și lună plină și schimbare de zodie, așa că stați pe fază la sfârșitul săptămânii. Deocamdată, joi 16 septembrie, căutați-vă minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă în descriere și mergeți direct acolo pentru horoscopul zilei. Berbecii sunt într-un fel de tranziție, de schimbare. Ceva se schimbă în viața voastră, poate legat de un mediu. A schimba mediu. Bineînțeles, ieri am vorbit de schimbarea lui Marte din Fecioară în Balanță și normal că se schimbă și atmosfera în jurul vostru. Ceea ce resimțiți voi este o schimbare de mediu posibil profesional, dar nu obligatoriu, poate să se simtă și în cuplu, și în familie, și în orice alt mediu, pentru că treceți de la un mediu poate un pic mai riguros, mai rigid, mai plin de reguli, poate, de legi, de interdicții, de constrângeri, în care până mai ieri trebuia obligatoriu să păstrați o anumită disciplină, un șablon conform Fecioarei în care a fost Marte, dintr-o dată vi se oferă o oarecare, să zicem, libertate de mișcare, de decizie, de alegere, ceea ce înainte nu aveați. Și nici nu știți ce să faceți cu această eliberare de reguli, de constrângeri. Bineînțeles, prima reacție a unui om care evadează dintr-o închisoare în care nu avea voie o grămadă de lucruri este să-și permită tot ce n-avea voie. Timp, spațiu, gândire, spuneți ce vreți, mâncați ce vreți, exact ce n-ați avut voie înainte. Bun, nu uitați că orice evadare are și asta o regulă. Nu trebuie să vă înfruptați de-a binelea din această aparentă libertate, că s-ar putea să vă treziți cu surprize neplăcute. Deci, minunat, libertate, simțiți-vă bine în acest spațiu dintr-o dată eliberat de reguli. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faceți totul haotic. Tendința asta ar fi, nu mai respect nicio regulă, gata, eu fac ce vreau, vin când vreau, plec când vreau, mănânc ce vreau. Și bineînțeles, acestea într-o zi o să creeze excese, abuzuri și care tot asupra voastră o să se resimtă. Încercați totuși, chiar dacă reacția este aceea de a nu mai respecta regulile în care ați trăit înainte, să nu fiți chiar atât de libertin, să vă permiteți chiar orice, că puteți trece în extrema cealaltă. Viața să vă devină extrem de haotică, de dezorganizată, de dezechilibrată. Poate fi un dezechilibru. Ce bine era tot înainte, era un tipic, un șablon, un program, un orar foarte bine stabilit. Totul era foarte bine gândit și dintr-o dată vă mișcați în voie care poate să genereze o viață dezechilibrată. Taurii au un moment în care trebuie să rezolve niște probleme neechilibrate de până mai ieri. Ceva ați lăsat acolo pe linie moartă, n-am timp acum, n-am resurse acum, nu mă ocup acum de lucrul ăsta, dar se pare că trecutul vine din urmă și e obligatoriu să vă ocupați de acele lucruri pe care tot le-ați evitat. E faptul că s-a mutat Marte într-un alt sector, într-un sector al Balanței, vă cam obligă să vă uitați peste umăr la
decizii pe care nu le-ați luat, la răspunsuri pe care nu le-ați dat, la sarcini pe care nu le-ați onorat, la promisiuni pe care nu le-ați respectat. O grămadă de lucruri în ultima vreme le-ați cam jonglat așa, e, lasă, mai poate să aștepte, nu e obligatoriu, nu acum, nu mâine. Era un joc al vostru, o atitudine poate ușor ezitantă sau ambiguă, nici, ba făceați, ba nu făceați, îi duceați pe toți cu vorba din punctul ăla de vedere, dar se pare că a cam venit vremea să spuneți, să faceți, să duceți la îndeplinire lucrul ăla în coadă de pește până mai ieri, ca să vă liniștiți, să vă echilibrați balanța aceea în care a intrat Marte de curând. Și pe semne că întâi luați niște sarcini de serviciu neterminate, niște treburi casnice pe care tot n-ați avut timp sau chef sau bani să vă ocupați de ele. E o revenire, așa parcă e ceva ce ați lăsat cândva în punctul A, v-ați văzut de drum și acum o buclă mare s-a creat așa și ca la sensul giratoriu tot în punctul A ajungeți. Deci totul n-a fost decât un ocoliș mare ca tot aici într-o zi să vă întoarceți și să o luați. De unde ați lăsat totul? Să o luați de la capăt, să o luați de la zero, să îi mai dați o șansă. Da, poate fi vorba de șansa de a relua o chestiune, o situație pe care prima dată ori ați abandonat-o, ori n-ați dus-o cu bine la îndeplinire și acum vi se mai dă o dată șansă. Ia, mai ocupă-te o dată, spune Universul. Și bine ar fi să mai încercați o dată, ca a doua oară iese mult mai bine. Gemenii sunt un pic îngrijorați de niște probleme. Așteptați niște rezolvări, niște răspunsuri, niște chestiuni fără de care nu vă puteți voi relaxa. Stați ca pe ghimbi, stresat, nervos. Nimic nu vă convine. E o îngrijorare dusă la extrem. Și posibil că această îngrijorare să aibă la origine așteptarea unei salvări din altă parte. Nu depinde de voi. Așteptați un răspuns de la cineva, o veste de undeva, un act de la o instituție. Ce a depins de voi ați făcut. De acum nu e decât o chestiune de răbdare, de așteptare a momentului potrivit când problema aia va ajunge la o soluționare. Poate nu vine chiar azi. De aceea îngrijorarea voastră crește că poate o așteptați. Ziceați că e cam timpul să mă sune, e cam timpul să vină scrisoarea, e cam timpul să se rezolve problema aia și când vedeți că nu se rezolvă nici azi, intrați într-o zonă așa de disconfort, de teamă, de îngrijorare și mai mare, de stres și mai mare, încât alunecați spre pesimism, spre abandon, clar, nu mai vine. Dacă nu vine azi, clar că nu mai vine deloc. Ce-o fi ea? O întâlnire? Un răspuns de la cineva, un mesaj de la persoana iubită și faptul că nu vine așa cum ați așteptat voi, conform planurilor voastre, asta vă dă complet peste cap, nu vă lasă să dormiți noaptea, sunteți nervos, sunteți supărat, sunteți apatic, sunteți ușor depresiv unii și asta vă face să luați o atitudine de asta de înfrânt, nu mai fac nimic. Clar, extrageți concluzii din astea cu iz fatalist, negativist, eu am numai ghinion, mie nimic nu merge, la mine toate merg prost, ceea ce nu este. Problema aia e pe drum, rezolvarea problemei, mai bine zis. Răspunsul ăla, scrisoarea aia, mesajul ăla, e pe drum, încă n-a ajuns la voi. De aceea, ideal ar fi să abandonați atitudinea aceasta negativistă, fatalistă, pesimistă, depresivă, maniaco-depresivă și așa mai departe, că problema e aproape rezolvată. Deschideți brațele, deschideți mintea, deschideți urechile, că s-ar putea, într-o pasă de asta negativă, pesimistă, vestea să vină și voi să o vedeți tot proastă, pentru că feeling-ul vostru, starea voastră este negativă. Ori tocmai asta trebuie. Luptați cu energia asta negativă care vă macină, ca să vină către voi vestea cea bună și să o tratați ca pe o veste bună. Racul nu e în cea mai bună formă, poate voi sunteți ușor într-o legătură cu gemenii, care sunt și ei într-o pasă proastă, parcă vă plângeți unul pe umărul celuilalt. Dacă aveți niște gemeni prin preajmă, s-ar putea să vă alimentați unii altora problema sau vă cauzați unii altora problema cu pricina.
Sau e foarte posibil să aveți o legătură și cu niște lei, și ei sunt într-o pasă destul de proastă. Dar și voi sunteți marcați de un dram de stres, de abandon, de regret, mai bine zis. Ceva n-a mers bine. Dar nici nu găsiți în voi forța de a rezolva acum, nu acum, problema cu pricina. Și de aia vă cam paște o vagă depresie, nu sunteți în apele voastre, vă retrageți, vă izolați, vă cam plângeți în sinea voastră, nu vă plângeți de milă, dar vă plângeți, stați în carapacea voastră și ceva regretați amarnic. Problema e că nici cei din jur nu prea vă ajută. Aveți în jurul vostru oameni care mai degrabă vă alimentează, vă amplifică starea negativă. Ori au și ei probleme și problema voastră cu problema lor devine dita mai drama, ori persoanele respective vă văd pe voi într-o pasă proastă, dar în loc să vină cu ceva care să vă ridice înapoi la liman sau să vă scoată la liman, să vă ridice înapoi într-o stare bună, încep și ei cu problemele lor, cu reproșurile lor, cu toate belelele, ori acuzându-vă pe voi de diverse lucruri, ori vă văd pe voi așa, zic, aha, tu suferi, dar să vezi eu ce sufer. Și atunci începe o poveste de aia plângăcioasă, lamentabilă din toate punctele de vedere, care vă generează un cor al plângerii de toată frumusețea. Voi suferiți, ceilalți suferă, unii altora vă descărcați sufletul de acele supărări și clar că nu găsiți nimic bun de care să vă ridicați. Ideal ar fi ca în pasa voastră proastă să vă asociați cu oameni de energie pozitivă, care să vă ridice, care să vă dea un tonus mai bun, care să vă ajute să vă reveniți voi, că dacă la beleaua voastră mai vin și ei cu beleaua lor, clar că o să fiți și unii și alții acolo într-o văgăună depresivă care vă strică și unora și altora toate planurile. Leii, spuneam că poate aveți ceva legătură cu racii, suferă și ei, suferiți și voi, dar de fapt voi s-ar putea să fiți ceea ce eventual racii au nevoie. Racii, ziceam că plâng că n-au cine să-i ridice la lumină. S-ar putea voi să fiți, pentru cei care au nevoie, bineînțeles, sursa de energie pozitivă. Dacă aveți alături un mediu de oameni care n-au ceva, sunt nefericiți, sunt bolnavi, sunt triști, sunt șomeri, sunt singuri, sunt apatici, au probleme, asta este viața, poate fi și cu așa ceva, deci aveți în preajmă oameni care suferă amarnic de ceva, dar pe voi nu vă influențează această atmosferă. Dimpotrivă, voi puteți fi terapeutul, consilierul, cel de mare ajutor unui astfel de om. Poate aveți chiar rol prin natura meseriei de a-i ridica pe ei. Ei au acele belele, dar voi le dați sfaturi, voi le dați informații salvatoare, le dați un dram de lumină, le dați idei, inspirație, energia aia care să-i ridice pe ei de jos, de la buza prăpastiei, înapoi la lumină. Că dacă ar face acești oameni echipă cu racii, ar cădea în prăpastie și unii și alții. Nu, voi sunteți cârligul ăla de care au nevoie unii cu probleme. Familia, cineva din familie suferă, sunteți acolo alături și dați ce are nevoie, măcar un cuvânt, măcar o susținere. Nu îi rezolvați voi problema, doar în cazuri speciale aveți și rezolvarea. Dar ajunge un cuvânt, ajunge scânteia voastră de optimism și de încredere că totul se rezolvă la urma urmei. Poate să înceapă astăzi o etapă nouă în viața voastră, un fel de rol de terapeut pentru unii. Poate acum vă descoperiți acest talent. Puteți să le arătați că problema aia care li se pare lor dezastruoasă nu e deloc dezastruoasă, este un motiv de a se replia, de a se reinventa, de a o lua de la capăt într-un anumit plan. Foarte posibil să fi trecut și voi printr-o situație similară, printr-o suferință similară și ați depășit-o. Și acum veniți cu astfel de sfaturi la oamenii cu probleme.
problema ta, uite, eu am trecut prin asta, am făcut așa, rețeta mea de succes a fost cu tare, fă ca mine. Și probabil îndrumați ca un profesor, coordonator, psiholog, spuneți-i cum vreți, coach, îndrumător, frate mai mare, dar și voi știți, ați trecut prin asta, ați suferit similar cu ceilalți, dar nu v-ați lăsat copleșit. Ceilalți, da, sunt jos de tot, dar voi nu v-ați lăsat copleșit, ați învățat și acum sunteți dispus să predați o lecție celor care au urechi de auzit. Fecioara este, are foarte multe de făcut astăzi, sunteți pline de dorință de a vă apuca de treabă, încă mai aveți soarele la voi în ogradă, ceea ce este un aliat în continuare și de aceea voi vreți să profitați de această ultimă săptămână, cât îl mai aveți pe ultima planetă la voi în zodie, că pe urmă multă vreme nu o să mai treacă nimic pe aici, până la anul, și ceva vă spune, acum e momentul, trebuie să trag tare ca până pleacă și ultimul aliat al meu, soarele din ograda mea, să termin tot ce am de făcut. Că aveți multe, mai aveți încă o listă plină de sarcini și de îndatoriri. Și de aceea voi vă adunați forțele, poate vă și grăbiți un pic, parcă apăsați așa pe accelerație, ca în această săptămână pe care o aveți la dispoziție să duceți la îndeplinire o grămadă de treburi. Una, să le duceți la îndeplinire, ba chiar să și porniți acum cât aveți minunatul aliat în mâna voastră, și aici vorbesc de soare, să porniți acum, și de aia se simte la voi un dram de viteză, de grabă, de impulsivitate. Ceva vă spune, dacă nu o faci acum, mai aștepți un an? Ăsta e momentul, ăsta e evenimentul capital. Încă sunteți, nu uitați, foarte influențați de câte planete au trecut prin Fecioară. Nu uitați că nu de mult a avut loc și luna nouă, pe 6 septembrie a avut luna nouă, deci abia au trecut 10 zile, încă mai aveți timp să vă bucurați de energia începutului de la voi din zodie. Și asta simțiți acum. Acum trebuie să fac ceva, să grăbesc proiectul ăsta, să-l termin până săptămâna viitoare, să dau drumul acum unui proiect, că acum sunt plin de energie, acum am entuziasm, acum am instrumentele la dispoziție, că pe urmă cine știe? Că pe urmă poate mă plictisesc, pe urmă apar alte probleme. E un moment în care un proiect, un plan, o activitate, o idee, o inițiativă, ce-o fi ea, poate înainta, se poate dezvolta foarte repede cu un dram de ambiție, concentrându-vă ultimele puteri, parcă, pe acest subiect, ca să-l terminați cât mai repede și să vă luați de grijă și probabil de săptămâna viitoare încolo să vă apucați de altceva. Balanțele, deși tocmai l-au primit cu brațele deschise pe Marte, în ograda lor, totuși parcă încă nu vă bucurați realmente de această energie nouă, vie, tonică, ce v-ar îndemna să vă apucați de ceva nou. Dar probabil sunteți un pic așa debusolați, cu prea multă energie, nu știți ce să faceți cu ea. Și vă e un pic frică să investiți o anumită resursă care e doldor, așa, e acest Marte care e plin de energie și aveți acest dar și ziceți, cum să-l investesc eu tot, așa, că dacă îmi pierd interesul, dacă rămân fără resursa asta, să zicem, aveți o sumă de bani. Când zic bani, este o energie, energia banului, dar e prosperă, e acest Marte care a venit la voi în ogradă cu atâta dorință de a se apuca de ceva. Dar vă uitați la banii ăștia și spuneți, măi, da, dacă îi bag pe toți într-o afacere, rămân fără ei, risc. E frica de a vă arunca într-o acțiune nouă, nu zice nimeni că e ușoară, ca nu cumva să rămâneți fără resursa aia minunată. Aveți o cutie de bomboane, dar nu o mâncați, că se termină. Aveți 100 de lei, dar nu o consumați, că rămâneți fără ea. Deci aveți ceva, dar nu o folosiți că se termină. Păi, normal că se termină. Și bateria se descarcă, și mâncarea se termină, și banii se termină, totul se termină. Trebuie folosite aceste daruri pe care le aveți la dispoziție. Dar aveți o frică, așa, o rezervă, o reținere, o prudență. Cred că e prudență. Faceți economie, da. Faceți economie, deși aveți.
Pe principiu, da, dacă vin și vremuri mai grele, da, dacă o să-mi trebuiască și altă dată această resursă minunată și stați așa cu ea la sertar, nefolosită. Aveți ceva. Acum rămâne de văzut ce aveți. Aveți un talent, o idee, o soluție, o afacere, o resursă pe care poate, o recunoaște și restul lumii, o recunoaște și voi că o aveți, dar preferați să o țineți la capac, așa. Să nu se consume, să nu rămâneți fără ea. Poate pentru un moment, cândva, mai încolo, când poate veți mai aduna niște și alte resurse, că nu e suficient ce aveți. Să zicem, aveți timp, da? N-aveți bani. Aveți bani, dar n-aveți ajutoarele necesare. Aveți, deci lucrul ăla e plin. Pe semne că așteptați să intre și soarele la voi în ogradă săptămâna viitoare, dar se vede pe atitudinea voastră această rezervă. Toată lumea vă laudă, vă stimulează. Da, da, zâmbiți și nu faceți lucrul ăla. Mai stați, mai amânați, mai așteptați. Parcă nu vi s-a aprins becul de verde la semafor. E pe galben, stați așa pe galben. Gata, gata, dar nici nu porniți. Mai așteptați pe semne un pic, mai aveți un pic de acumulat, să vă obișnuiți probabil, asta vă trebuie, un pic de timp să vă obișnuiți cu această energie nouă a lui Marte, că v-a luat așa un pic prin surprindere și nu știți ce să faceți cu atâtea resurse, să zicem. Poate sunt și niște blocaje, da, poate vin de la alții aceste refuzuri, poate nu vin de la voi. Deci aveți minunăția aia de energie, sub orice formă ar fi ea, dar ori voi n-aveți curaj să o valorificați deocamdată, ori condițiile încă nu sunt favorabile să o puneți la treabă și să iasă ceva din asta. Și nu e decât o chestiune de răbdare și de timp să vină momentul potrivit. Pentru Scorpion este o zi foarte bună. Ceva vă merge de minune. Vi se îndeplinește o dorință, un vis. Poate fi un vis de iubire, poate fi un vis financiar, poate fi un vis profesional, dar e ceva de top care vă dă motive de mândrie, de satisfacție de plină, de fericire poate. V-a ieșit o treabă, v-a ieșit o afacere. Metaforic vorbind, v-a ieșit cu brio o afacere. Și aveți motivele astea de a vă, poate a vă lăuda un pic lumii. De fapt, s-ar putea nici să nu vă lăudați, s-ar putea să se vadă pe fața voastră cât de bine vă merge. Că ați prins un vânt prielnic, ați prins un culoar liber și ați ajuns, poate nu repede, dar foarte bine la un anumit scop și acum jubilați. Ăsta e sentimentul, jubilați în fața succesului, dar jubilați un pic egocentrist, nu egoist, egocentrist. Clar că a fost efortul vostru, dar n-a fost doar efortul vostru, a fost și un concurs de împrejurări favorabil vouă, parcă pe voi v-a ales, de aia parcă cineva a făcut culoar liber în fața voastră și voi ați prins viteză maximă să ajungeți la succes. Un cumul de factori favorabil vouă, probabil acest Venus pentru voi este un noroc, să vă iasă lucrurile atât de bine încât culegeți niște roade astăzi. Aveți motive să vă arătați lumii, să vă lăudați? Da, asta este. De ce nu? Să spuneți tuturor, mie merge treaba, mie mi-a ieșit afacerea asta. Eu sunt de top, eu sunt cel mai bun. Într-un anumit plan al vieții, abordați această atitudine superioară, hai să zicem infatuată, dar pe motive întemeiate. Aveți motive să vă lăudați, aveți motive să vă credeți cel mai bun, cel mai grozav, cel mai minunat, cea mai frumoasă femeie, cel mai deștept bărbat. Nu contează unde este cel mai, e un punct de vârf, de apogeu, de superlativ într-un anumit plan și merită să vă bateți cu pumnul în piept pentru ceea ce ați realizat. Pentru săgetători, e o poveste de iubire acolo care vă macină foarte tare, că s-a schimbat ceva în această poveste de iubire. S-a schimbat în așa fel încât nici voi nu mai înțelegeți ce este. Mai e iubire? Mai e relație? Vă mai iubește persoana respectivă? Îl mai iubiți pe celălalt? Voi spuneți că da, că e sentiment acolo, dar poate nu vine același lucru din partea cealaltă. În unele situații, o iubire se încheie aici.
În alte situații se schimbă atmosfera în iubire. Vedeți ceva nou la persoana respectivă, în bine sau în mai puțin bine. În bine că poate și-a schimbat un pic opinia despre voi, despre relație, poate vine cu o inițiativă nouă, cu o schimbare de registru, vă privește altfel, vă tratează altfel. Dar, repet, poate fi în bine sau mai puțin bine. Vă tratează altfel, până mai ieri vă dădea atenție și erați în centrul universului său, dintr-o dată nu-și mai găsește timp de voi. Sau invers, până mai ieri nu vă mai trimitea niciun mesaj și astăzi vă bombardează cu mesaje pe WhatsApp. Ceva se schimbă. Simțiți că se transformă relația respectivă pe care voi o dezvoltați de ceva vreme. Trece în altă etapă. Dar rămâne de văzut ce înseamnă altă etapă. Altă etapă spre mult mai bine sau altă etapă spre încetul cu încetul spre sfârșit. Că pentru unii poate fi vorba și de un sfârșit. Un sfârșit de relație, dar un sfârșit de relație, dacă se întâmplă, un sfârșit de relație vă lasă locul liber pentru altă iubire. Poate asta simțiți acolo, acum, un fel de destrămare a unei povești mai vechi, ca să vă concentrați spre altă poveste de iubire, dacă nu cumva deja există altceva care vă atrage atenția, dar întâi trebuia să rezolvați cealaltă poveste care nu mai funcționa. Deci pentru unii poate fi șansa de a încheia o etapă pentru a trece în alta. Cu siguranță mai bună, fie că e vorba de o separare pentru a iubi din nou, fie că e vorba de schimbarea registrului într-o fostă relație, pentru a trece la un nivel superior celui de dinainte, dar totul e de fapt spre liniștirea sufletului vostru și spre instalarea acelui sentiment real că iubiți și sunteți iubit. Capricornul are o zi ciudată din multe puncte de vedere, vin tot felul de semnale către voi că undeva, cineva, mai bine zis, acolo sus, face lucrurile așa cum trebuie, corect, cinstit, că există o judecată divină, că există o justiție divină, mai bine zis. Foarte posibil să fi trecut printr-un eveniment generat de altcineva, prin care voi ați avut ceva de suferit, de pierdut. Ceva n-a mers bine în viața voastră cu ceva timp în urmă. N-ați avut ce face la momentul respectiv. Celălalt a obținut o victorie și s-a bucurat că v-a dat la o parte, că a luat ceva din ceea ce vă aparținea vouă. Deci clar, voi ați avut ceva de pierdut, ați fost îngenunchiat de o persoană care a urcat pe podium pe suferința voastră. Ați tăcut, ați tolerat, ați așteptat, ați luptat poate cât ați mai luptat, pe urmă ați renunțat, dar ați renunțat cu ideea asta că nu-i nimic, cineva vede, cineva va echilibra balanța așa cum trebuie la momentul potrivit. Se pare că dorința vi s-a cam îndeplinit și aflați că această persoană care cândva v-a creat niște neplăceri primește într-un fel efectele greșelilor sale sau neadevărurilor sale sau gesturilor sale incorrecte la momentul potrivit, incorrecte față de voi. Pentru el a fost corect, a câștigat ceva. Asta a vrut, a fost interesul lui în joc. Dar nu s-a gândit că succesul lui se naște pe insuccesul altuia. E, acum se pare că se face pe undeva dreptate. Nu înseamnă că obțineți voi din nou ceea ce v-a luat cândva, dar într-un fel sau altul această persoană suferă, plătește, trece printr-o probă de încercare, s-a întors bumerangul și are și el ceva de suferit, poate într-un mod similar, se întoarce roata și încât s-ar putea această persoană, ca un fel de răsplată sau plată, mai bine zis, karmică, de destin, justiție divină, spuneți-i cum vreți, trece prin același lucru prin care ați trecut voi cândva, nu înseamnă că i-ați făcut-o voi înapoi. Poate da, unii poate s-au răzbunat și i-au întors același gest, dar să zicem că nu voi i-ați cauzat această răzbunare, ci viața. Gen, e doar un exemplu,
cândva o femeie v-a furat soțul. Soțul s-a dus la femeia respectivă și voi ați încheiat un capitol din viață. Ați suferit, ați văzut lucrurile cum ați văzut, dar între timp aflați că nici relația aia nu prea funcționează și că soțul, fostul soț sau mă rog ce-o fi fost, este din nou într-o situație ciudată. O pierde și pe femeia asta sau femeia respectivă îl pierde pe bărbatul respectiv. Deci poate fi o, nu știu cum să-i spun, o răsplată, hai să zicem, o răsplată. Ce a făcut, după faptă și răsplată, ce a făcut rău, cumva, scuzați, se întoarce și plătește într-un mod similar, dar pe undeva, aflând voi acest lucru, vă trece prin minte ideea asta că, aha, pentru că mi-ai făcut-o, asta e, acum plătești și tu, cum am pierdut și eu să treci și tu prin aceeași situație, ca să înțelegi ce mi-ai făcut cândva. Ăsta e sentimentul pe care l-aveți voi când aflați veștile acelea nu tocmai favorabile. Vărsătorii sunt într-un impas. Într-un impas, într-un popas, nici nu știu cum să-i zic. Stați pe loc, într-un anumit plan al vieții. Dar stați pe loc din mai multe motive. Ori, povestea asta în care sunteți implicați este documentată, nici nu știu cum să-i spun, de legi, aveți niște legi la bază, gen, niște documente de care aveți nevoie, niște aprobări, niște semnături, o anumită lege care trebuie respectată conform legii, să zicem așa, deci nu puteți face cum vreți voi, ci există o procedură, o rutină, o cale legală și doar aceea. Și de asta stați pe loc, pentru că termenul respectiv nu vă oferă astăzi șansa de a duce mai departe. Ceva gen, trebuie să așteptați 30 de zile conform legii până când se soluționează problema. Și ca atare voi acum stați, n-aveți încotro, ați depus actele care trebuiau depuse și la revedere, trebuie să așteptați conform regulamentului cele X zile până când se clarifică situația. Asta este una din variantele care vă țin pe loc. Mai există o variantă care vă poate ține pe loc și aceea poate fi incorectitudinea unora. Își bagă unii coada, unde nu le fierbe oala, mai bine zis. Și vă strică vouă planurile. Vă dezinformează, vă manipulează, vă țin pe loc pentru că trag totul pe turta lor. Deci clar că ce fac aceștia este ilegal, neconform unor reguli, legi, în niciun caz conform legilor voastre. Se opun total lucrurilor pe care voi le-ați făcut până acum. Și de-aia stați pe loc din cauza acestor oameni care vă mint, vă duc cu zăhărelul, vă amână, vă încurcă treburile, își bagă coada, cum spuneam, unde nu trebuie. Poate nu o fac rău intenționat, poate chiar, asta e, poate fi chiar un fel de probă pentru voi, o mare probă de încercare. Anume vi se pun aceste bețe în roate nedrepte, clar că nu le meritați, anume să demonstrați că voi vreți lucrul ăla, că sunteți în stare să mergeți până în pânzele albe să obțineți lucrul ăla, oricât ar dura și orice ar însemna asta. Și de aia, aceste belele puse de alții în calea voastră sunt testul vostru de anduranță. Ia să văd, zice cineva, reziști la așa maraton de piedici? Că vi se dă piedica 1, piedica 2, piedica 3. Și care sunt nedrepte, injuste, pot fi chiar strigătoare la cer pentru unii. Nu înțelegeți de ce trebuie să trec eu prin asta. Pot fi aberante, pot fi incorrecte, pot fi împotriva firii, împotriva legii, împotriva bunului simț. Clar că nu respectă niște reguli, probabil ori ale voastre, ori ale universului. E clar total anapoda ce se întâmplă. Și trebuie să rezistați eroic la un astfel de tir de piedici, hopuri, ca în basmele românești. Treceți printr-un hop, treceți prin hopul 2, ca văd frumos care trebuie să treacă prin tot felul de lupte, dar știți cum zicea Făt Frumos, în luptă dreaptă. Nu prea e luptă dreaptă aici. El câștiga în luptă dreaptă cu zmeurul, cu căpcăunul, cu zmeurul, cu căpcăunul, cu muma pădurii, cu toate. El lupta corect. Ceilalți luptau incorect.
Asta sunteți acum. Vă întâlniți cu muma pădurii, cu căpcăunul, cu zmeul, care fac lucruri total ilegale și împotriva rațiunii și a adevărului. Dar treceți peste astea, învățând în colecție și până la urmă obținând ceea ce v-ați propus. Și am ajuns și la pești, care au o zi bună, pentru că ceva frumos se poate întâmpla în plan emoțional, sentimental. Unii simt o liniștire a apelor. Într-un anumit plan al vieții vă mai calmați, vă mai relaxați, mai respirați și voi sau mai rezolvați niște probleme și vă simțiți mai bine. Sunteți ceva mai zâmbitor, mai tonic, mai entuziast. V-ați recăpătat energia psihică, în primul rând, foarte bună. Pentru alții poate fi vorba de un nou început în plan sentimental. Se schimbă un pic atmosfera acolo. Ori apare o persoană nouă la orizont, ori actuala relație capătă un ritm nou, un aer nou, o culoare nouă, ceva se întâmplă și ori voi sunteți priviți diferit de persoana dragă, faceți voi ceva așa care vă pune într-o lumină foarte bună, gen, doamnele, se fac frumoase și când se duc în fața bărbatului iubit, acesta rămâne în admirație și normal că femeia se simte bine sau vi se face o declarație de dragoste. Nu vi s-a făcut până acum, dar acum vine persoana iubită cu o noutate care vă confirmă că e ok, că e bine. Zilele trecute am spus că sunteți într-un dubiu total la capitolul ăsta, o fi iubire, nu o fi iubire. E, iată, acum încep să vină niște, poate nu știu, niște garanții, încă nu sunt niște garanții, dar e un feeling, e o energie nouă care vă încarcă emoțional și parcă aveți mai multă încredere în iubirea voastră, în relația voastră, în voi. Cred că mai degrabă este încredere în voi, încredere în sentimentele voastre. Nu mai sunteți atât de temător, cum a fost nu de mult. Țineți minte că a fost și o opoziție dintre Neptun și Soare zilele trecute, care clar că v-a tăiat complet încrederea. E, acum aveți o stare de bine. Când vă priviți în oglindă, vă place ce vedeți. Vă place cum sunteți tratat de persoana iubită, vă place cum îl tratați voi, vă place cum se mișcă atmosfera, lucrurile în această relație. Că sună foarte bine.